Bine v-am regăsit la ProSport News, iată cele mai importante știri ale zilei. Situația de la nivelul băncii tehnice a FCSB-ului este motiv de glume pentru adversarii din Superliga. Pentru că nu știe exact cine conduce echipa, Liviu Ciobotariu vrea să îi salute înainte de meci atât pe Leo Strizu cât și pe Mihai Pintili. Deși vor juca în deplasare, vicecampionii vor avea susținere puternică din tribune. La cererea expresă a conducerii din voluntari, la finalul partidei se va face testare antidoping. Pentru noi lucrurile sunt foarte simple. Ca să putem să ieșim din această situație, avem nevoie de o victorie. Indiferent de strategia pe care o vom aborda, vom juca să câștigăm această partidă. Încă o dată, știm că va fi foarte greu. Trebuie să fim bărbați pentru că decât noi putem scoate echipa din această situație, nu o să vină nimeni să ne ajute. La FCSB, din punctul meu de vedere, poți să faci orice alegere și aici mă refer la primul 11. Că nu joacă acum Tavi Popescu, clar intră Coman. Păi cum am scăpat? Că intră Coman. Dacă nu e Coman, e Omrani. Dacă nu e Omrani, e Miculescu. Nu eu sunt cel care cer control antidoping, nu eu fac prețurile la bilete, nu mă ocup de organizarea jocului. Dar vă îngrijorează pentru că bine suportă. Nu mă îngrijorează pentru că suntem într-un fel obișnuiți. Orice conducere poate cere control antidoping, de exemplu, adică noi suntem curați, suntem gata de orice testare. Voi aveți o galerie mică, dar religioasă. Da, îi auzim, noi, eu îi aud. Personal eu îi aud pe neagică. Poftim? O să-ți salute fiecare. Da, da. Asta e un plus, că-i cunosc pe fiecare pe nume. Păi am să dau mâna cu amândoi. Pe Leo îl cunosc, am fost colegi de echipă la Progresul, la FC Național. Cu Mihai Pintili mă știu din perioada în care juca. Păi da, o să-i salut pe amândoi. Acum nu știu care sunt în acte. Leo e în acte, nu? Și deciziile cine le ia? Cine credeți că ia decizii? Cel care face echipă. Pe cine face echipa? Păi de unde mă întrebați? Știu eu cine face echipă. Mihai Rotaru a pornit furtuna la Craiova. După penaltiul provocat în meciul cu Farul Constanța, lui Arnauschi și s-a reziliat contractul. În locul lui, finanțatorul din Bănie îl vrea pe Florin Niță, fostul potat de la FCSB și Sparta Praga. Pe lista neagră a lui Rotaru se află mai mulți jucători, printre care și Sergiu Hanca, Paul Pap sau Valeri Căgăman. Nu este vorba despre curățenie. Am spus, suntem un lot, și aici mă refer, destul de mulți jucători avem un lot, numeric suntem destul de mulți și atunci am avut discuții cu conducerea clubului, cu domnul Rotaru și probabil se vor mai lua niște decizii în zilele următoare. Sunt și jucători care sunt aproape de finalul contractului. Trebuie să luăm anumite decizii. Asta nu înseamnă că vom face curățenie. Dacă am făcut o partidă modestă la Constanța, sigur, vor fi schimbări și în primul 11, dar veți vedea mâine seara. Jucăm în compania echipei campioane, dar asta este mai puțin important. Foarte important este cum vom arăta noi. Cred că va juca cu cea mai bună formulă, cred că vor fi foarte puține schimbări față de ultimul joc, cel contra FCSB-ului, deci foarte, foarte puține. Probabil va apărea Deac încă din primul minut. Echipele din Liga 2 surprinse în Turcia de cutremurul devastator au revenit în țară. Oțelul Galați, Concordia Chiașna, Minaur Baia Mare, Unirea Deș și FC Brașov au încheiat cantonamentul de pregătire din Antalya. Chiar dacă au fost la mare distanță de epicentrul seismului, cu toții au fost impresionați de drama pe care o traversează în aceste zile Turcia. Că mai sunt 13 jocuri până la o promovare, dar toți jucătorii noștri se gândesc, sau în subconștient se gândesc și la acest lucru. Cred că pentru fotbalul gălățean, eu cred că, sigur, titlul este de campion, am jucat în Champions League, dar dacă vom reuși această promovare, va fi în sufletul suporterilor, practic, echivalentul unui câștig de campionat. Când s-a întâmplat cutremurul, dar după aceea, n-am avut de ce să avem teamă, fiindcă la noi, unde am fost în Antalya, nu s-a simțit foarte, foarte tare. Apropiații v-au sunat, s-au speriat după ce au văzut la televizor? Sigur, este normal să ne sune.
atât din Galați, cât din țară, cât și de la ambasada României, de la Ankara, de la consulat. Am discutat și ne-au asigurat că, într-adevăr, în zona în care am fost, nu putea să fie o calamitate cum a fost în zonele care au fost afectate. E o nenorocire foarte mare s-a bătut asupra Turciei, dar ce să facem? Am fost și noi cu gândul la ei, dar ne-am văzut de treabă. O tragedie imensă, steaguri peste tot, zi de doliu, o nenorocire și, din fericire pentru noi, am fost departe de locul unde s-a întâmplat. Totuși, 700 de kilometri, o distanță destul de mare. Nu am resimțit nimic, absolut nimic. O zonă unde am stat noi s-a resimțit cu tremurul, dar din fericire toți cei ce am fost acolo nu am întâmpinat nicio problemă. Nu v-ați gândit la un moment dat să plecați sau să întrerupeți de teamă? Noi, FC Baia Mare, nu. Federația Română de Tenis are în sfârșit un președinte ales. După ce în precedentele tururi decizia a fost amânată din cauza lipsei de cvorum, după ședința de astăzi s-a decis ca George Cosac să continue în funcția în care era interimar. Totul după ce Dumitru Hărădău, Răzvan Itu, Tudor Iacov și Mihai Rusu, cei patru contracandidați al lui Cosac, s-au retras din cursa pentru șefia tenisului românesc. V-ați așteptat ca unul dintre oamenii cu care ați lucrat în Federație, domnul Itu, să sară în barca, să zic așa, a celor care vă contestă? Aici e vorba de caracter. În momentul în care noi l-am anunțat, cred că cu 3 luni înainte de depunerea candidaturilor, că îl demitem, atunci probabil că el deja și-a făcut anumite planuri. N-am fost convins din prima că trebuie să candidez, dar am zis că nu putem lăsa tenisul pe mâna oricui. Care este principala greșeală pe care ați făcut-o în mandatul trecut și pe care nu vreți să o mai repetați în noul mandat? Principala greșeală este angajarea lui Itu pe post de director general. Din păcate n-am știut la vremea aceea ce studii are și în timp s-a dovedit că unul fără studii e greu să conducă. Acestea au fost știrile, sunt Oana Svobodă și vă invit să rămâneți în continuare pe pagina noastră de YouTube, pe Facebook și pe site-ul prosport.ro pentru cele mai noi informații din sport. Până la următoarea noastră ediție, rămâneți cu bine!